Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Emma Patrici și vă invit să descoperiți situațiile de comunicare scrisă în care se folosește semnul de punctuație virgula. Cosmin și Marcel se pregătesc să facă puțină curățenie în camera lor. Eu voi aduna în coșul pentru jucării ursulețul, cuburile, mingea și mașinuțele. Foarte bine, eu mătur, dau cu mopul, șterg praful și lustruiesc mobila. Semnele de punctuație încercuite sunt virgule. Cu siguranță le-ați mai întâlnit până acum și în alte texte. Vă propun să observați câteva situații în care este utilizată virgula. În primul enunț, virgula a fost folosită în enumerarea jucăriilor. În al doilea enunț, Virgula a fost folosită din nou într-o enumerare, mai precis în enumerarea activităților pe care le realizează Marcel. Atenție! Dacă folosim cuvântul și între două cuvinte ale enumerării, în cele mai multe situații nu mai este necesară scrierea virgulei. Să mergem cu povestea mai departe. Cosmin și Marcel au terminat curățenia. Vine sora lor. Copii, ce harnici ați fost! Ne-am străduit foarte mult, Ioana, spune Cosmin. Desigur, Cosmin, mama va aprecia efortul vostru. Ați remarcat virgulele? Ele despart de restul comunicării cuvintele care reprezintă o adresare. Copii, Ioana? Cosmin. Exersați și singuri. Transcrieți următoarele enunțuri. Completați cu semnele de punctuație care lipsesc. Opriți acest film pentru a rezolva exercițiul. Apoi porniți filmul și verificați-vă. Verificați dacă ați completat cu semnele de punctuație potrivite pe data viitoare!